Dimicot anunce s-a întâmplat la vizita lui Tudorel Toader la sediul direcției. Ministrul Justiției Tudorel Toader s-a întâlnit luni cu conducerea Dimicot pentru a discuta despre activitatea direcției în anul 2017. Precum sublinierea despre abordarea strategic viitoare a luptei împotriva criminalității organizate. La întâlnire au participat procurorul sublinierei Efal Dimicot, Daniel Horodnicianu, sublinierei consilierii acestuia, procurorul sublinierei Efal Junt, precum sublinierei procurorii sublinierei FIAI seccilor din cadrul direcției. Biroul de informare sublinierei relații publice din cadrul direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizat sublinierei terorism este împuternicit să aduc la cunoștință subliniere din ca opiniei publice următoarele. În cursul zilei de astăzi, domnul Tudorel Toader, ministrul Justiției, a participat la o întâlnire cu conducerea Dimicot în cadrul căreia au fost abordate subiecte legate de activitatea Dimicot prezentat în raportul de activitate pe anul 2017 și de necesitățile de abordare strategic viitoare a luptei împotriva criminalității organizate și a altor infracțiuni grave asociate acesteia. La întâlnire au participat procurorul, EFA direcției, consilierii acestuia, procurorul, EFA adjunti procurorii, FIAI seccilor din cadrul Dimicot. Pe agenda întâlnirii s-au aflat următoarele subiecte. Analiza succinta evoluiei unor indicatori relevanți din activitatea Dimicot 2017, reflectai în raportul de activitate, trenduri, direcții necesare de dezvoltare, alerte, lipsa unei analize naționale de risc, necesitatea promovării unor propuneri legislative referitoare la infracțiuni în materia operațiunilor fără drept cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive, art.151 CPP, art.1121 CPP. Stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020. Mai mare. Stadiul legii de aprobare a UG 78/2016, principalele modificări pe care ne legem să le susținem în lecturi cu UG 76/2016, anexa 1. Mai mare. Compatibilizarea structurilor MP, Dimicot ale direcției de combatere a criminalității organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competenței prevăzute de lege pentru efectuarea urmăririi penale. Mai mare. Operaționalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigațiilor financiare afectate urmăririi, identificării și sechestrării produsului infracțiunii, în cadrul Dimicot, format din speciality proprii ofier de poliție judiciar detai în cadrul Dimicot. Mai mare.
6, repartizarea unui sediu în condiile legii numărul 304/2004 pentru MP, Dicoti, crearea unui parc auto propriu. Viziunea strategic național de combatere a criminalității organizate prezentat de Dicot în raportul de activitate pe anul 2016. Cune incoerent, inconsistent, redundant în documentele cu valene strategice. Propunerii de modificări de ordin organizatoric. Modificare regulament de funcționare și organizare. Resurse umane. Funcții de conducere neocupate prin numire în cadrul DICOT, a căror propunere de ocupare este de resortul Ministrului Justiției, se arată în comunicat.